Robert Adam Presoan. Domnule selecționer, un meci pe o notă mai pozitivă decât precedentele, 3 eseuri marcate, dar cifrele generale sunt cele pe care le știți prea bine. 4 eseuri marcate, 43 primite, diferențe record cu toate cele 4 echipe. Aș vrea să vă rog să evaluați, din punctul dumneavoastră de vedere, cu plusuri și minusuri, cu dificultăți, participarea României la această Cupă Mondială și, de asemenea, să vă întreb cum vedeți, pe termen scurt, perspectivele colaborării dumneavoastră cu Federația Română de Rugby. Mulțumesc! Aș vrea să discutăm astăzi despre meciul cu Tonga și o evaluare cu siguranță va fi făcută după ce vom ajunge acasă și vom vorbi despre asta. E clar că astăzi ne așteptam mai mult. Era meciul de la care aveam speranțe, ne-am pus speranțe de la început. Știam în ce grupă suntem și în acest meci erau speranțele noastre pentru a scoate un rezultat pozitiv astăzi. Din păcate, n-am reușit ceea ce ne-am propus, adică victoria astăzi. Într-adevăr, am reușit să marcăm 3 eseuri, dar am luat cu foarte multă sau cu aceeași ușurință foarte multe încercări astăzi pe greșeli individuale sau de compartiment și am sperat până la începutul reprizei a doua, când s-a rupt puțin echilibru și cu acel cartonaș galben și când Tonga s-a distanțat. Petru Cleș, Radio France International România. Domnule selecționer, echipa de astăzi a arătat ca cea din meciul cu Scoția, cu oarecum improvizată. Știu că ați avut multe accidentări. Puteți să ne spuneți câți din cei 33 au trebuit să plece acasă și dacă acesta nu este un simptom al unei pregătiri fizice deficitare? După cum bine știe toată lumea, 3 jucători au plecat acasă. Accidentați? De la început? Da. De la început și până acum. 3 jucători au fost schimbați din lista de 33. Este public. Accidentări au fost mai multe. Inclusiv am avut vineri la antrenament Neculau, l-am pierdut și pe Neculau la antrenament. Sunt Chirică și ceilalți care au plecat acasă, Tomane, după meciul cu Scoția. Sunt accidentări, dar nu mai avea rost să mai facem schimbări acum pe final. Hello, good evening. This is David from AFP. Ask the question in English, apologies. Yeah. What did you make of Florian Sirigu's performance? 104 caps, he's going to retire now. How much of a great player has he been for Romania? Say again, please. It's for me? Surugiu, yeah. The scrum half, Florin Surugiu, yeah. Just how great of a player has he been for Romania in the past and today? For sure, it's a signature player for Romania. We just tell him thank you for everything what he give to Romanian rugby and congratulations for the whole career. And we wish him all the best in the next time what will be without the international rugby. For sure we'll miss players like him, and we hope this kind of player will be involved in the Romanian rugby even after they are retired. Now with Romania, next for you is the Rugby Europe Championship in the next year. What are your thoughts looking ahead to that tournament? This group of young players, which they are part of Romanian squad in France 2023, there will be more than 85% of them will be part of the next cycle for qualification. Next year is no, it doesn't start the qualification, so it will be just the second leg for the rec, which they can keep going with what is start to building now, and in 2025 he start the qualification from Australia World Cup.
go in the middle and then up to the front next. Hello, about the Romania development. What Romania needs to step up in the in international division during the World Cup? What we need to? To step up. For sure, we need another tough games, intensity games, and for sure the boys they need to start to working and to put in place everything, a program for the boys in the club, because everything is starting in the club. In the national team, you don't have too much time to prepare them about, and I speak here about the fitness. It's very hard to prepare in the short amount of time. I don't speak when you have time for the preseason in the World Cup year, but in rest you have 1 week, maximum 2 weeks to prepare them. So you don't have time to prepare them to be fit. Everything what they do back home in the club and individual, it's a huge impact. I hope the young boys, they understand what it's about now in these games, and I hope they will do it the right steps, and Romania Rugby will do the right steps and put in the place a program to develop the young boys and to make them to understand what they need to play in the international rugby. Thank you. A question for the captain in English, if I may. You played very strongly, very physically against a very challenging team today. Is that something you can take away with pleasure? Your scrum was good and the physical battle was very intense. În primul rând, mi-ai felicit pe colegii mei pentru dăruire și asta ne-am dorit noi, să dominăm pe grămadă, pe moluri. Asta e arma României. O păstrăm ca o tradiție. Avem îmbunătățit un pic calitatea fizică, ceea ce a spus și domnul antrenor, ceea ce facem acasă în pregătirea noastră personală, în afara naționalei, contează foarte mult pentru noi. Asta se vede și la meciurile tari cu echipe foarte mari. Aș fi pus această întrebare capitanului, dar la ultimul meci cu Tonga nu ai participat. Baia Mare mergea într-un turneu în Africa de Sud. Deci, domnule selecționer, dumneavoastră nu erați atunci selecționer, dar atunci cu Tonga, la cea mai bună versiune pe care o aveau, aproape, România fără jucători din străinătate, fără jucătorii dumneavoastră de la Baia Mare, a câștigat 32-20, astăzi pierde la 21 de puncte. Aș vrea să vă întreb ce a făcut această diferență la nivel de 2 ani, acest diferențial, iată, de 30 de puncte. Sigur, nu am jucat acasă, deși au fost foarte mulți suporteri români azi, și aș vrea să vă rog să spuneți la nivelul apărării. A spus multe greșeli individuale, dar și de compartiment. Dacă puteți să comentați un pic mai mult asupra acestor aspecte legate de defensivă. Vă mulțumesc. Cel mai măsură ar fi să vă răspund antrenorul cu apărare, dar o să răspund eu, pentru că el nu este aici. Sigur că am avut probleme cele mai mari și știam că vom avea pe partea de apărare. Nu era nimic de ascuns și nu era o surpriză pentru nimeni. Cred că cel puțin la primele 3 meciuri cu cine am jucat, toată lumea s-a așteptat să avem probleme în apărare, ținând cont că am întâlnit 3 echipe din primele 5 în clasamentul mondial. Sigur că viteza de joc, intensitatea, rapiditatea balonului cu care ieșea din spontană și neavând timp să te reașezi în momentul în care ești poziționat greșit în apărare, cu siguranță apar și placajele ratate și toate sunt ca și un efect de domino și ce se întâmplă. Legate sau colaborate cu pregătirea fizică, sigur că toate astea au un efect și în momentul în care am obosit, am făcut munca mult mai ușoară adversarilor noștri, adică le-am lăsat spații mult mai mari pe exterior și găuri în apărare și au profitat la maxim, fiind obișnuiți să joace astfel de meciuri în fiecare weekend cu intensitate. Asta cred că ne lipsește nouă din cauza diferenței de intensitate și a adversarilor pe care îi întâlnim în competiția internă. N-ai decât 4-5 meciuri tari pe an.
plus cele de la echipa națională, cei care participă acolo, sigur că fac această diferență între meciurile din competiția internă și Cupa Mondială. Sunt o diferență enormă, uriașă, din tot ceea ce se întâmplă. Și cu asta cred că v-am răspuns și la diferența dintre meciul test cu Tonga de acum 2 ani și cu asta cred că nu se pot compara. Sigur, rezultatul de atunci a fost unul foarte bun și pozitiv pentru România. Rezultatul de astăzi nu este cel care îl așteptam, dar cred că diferențele sunt mari între ce au fost și ce este. Christian here and then we'll come into the middle. Da, domnule selecționer, aceste rezultate ale României nu sunt o reclamă foarte bună pentru tinerii care ar vrea să practice jocul de rugby în România, care oricum are o popularitate foarte scăzută. Ce se poate face pentru a atrage mai mulți jucători români, atât din România, cât și din diaspora? Cred că sunt două chestii diferite, vizavând de copiii sau juniorii din România și cei din diaspora. Din diaspora, cred că am povestit încă o dată la o conferință de presă trecută, care ei sunt contabilizați și sunt într-un... Adică îi urmărim și încercăm să avem discuții cu ei, federația, ca să îi facem să vină la echipa națională. Cât privește copiii din România, primul lucru, și să fiu sincer, este infrastructura. Atâta timp cât nu ai stadioane și nu ai ce să le oferi copiilor ca să vină la antrenament, nu o să vină nimeni. Este primul lucru. Dacă nu se implică la nivel de guvern și nu se investește în stadioane și să ai baze sportive, ca măcar atâta timp un copil cât vine la teren să poți să-i oferi un duș și niște condiții decente, va fi foarte dificil. Okay, we've got time for one more question, if there is one. No, thank you very much. Oh, yes, we do, sorry. You're on the left. My question's in English, apologies. I was wondering, after a game like this, would you want to see maybe World Rugby interested in getting more games between Romania and Tonga, saying more teams in Tier 2 interacting with each other globally? Yeah, for sure. We have a meeting in July in Paris before and in London, and everybody speak the same things. It's very hard to compete just after 4 years if you don't have any games like this. So it's very hard, not just for us, for our Tier 2 country. It's very hard every time you ask for the games, okay, even if you are not in the same level, but to grow up, you need this kind of games, okay? I remember in 2015, we asked 4 years with the Romania to play a game with the Tier 1, and after we have, in 4 days, 2 games, France and Ireland in 2015. Now, in the first 3 games, we meet South Africa, Ireland, and Scotland. So it's hard. I think everybody from Tier 2, they need more games. Okay, I understand it's a big gap between, to be honest, between the Tier 1 and Tier 2, but how you can close this gap if you don't play with them every year and to have the intensity and to just see how they are? Because this is the games where the boys, they can learn, even if it's hard, to be honest, but this is how you can grow up and you can understand what's happened and what you need to improve and to develop yourself. Thank you very much. That brings an end to the Romania press conference. We'll be starting Tonga very, very shortly. Thank you.